Da. Noi trebuie să înțelegem, noi în general femeile, Dumnezeu, că eu nu sunt de acord cu femeile în biserică, în altar, cum am văzut acum în biserica asta neoprotestantă. Femeia nu, nu. Noi, nu, Dumnezeu ne-a dat altceva. Eu pot să fac copii. Puterea creației. Puterea creației. Noi sunt, Dumnezeu ne-a dat chipul, chipul lui prin faptul că putem să dăm viață. Este, da. este o binecuvântare extra pe care bărbații nu au. Și ce ne-a mai dat Dumnezeu, apropo de și asta? Și capacitatea de a fi puternice în momentele de criză. Capacitatea de a dărui dragoste. Că acum, după 39 de ani de căsnicie, mă cer cu tatăl, e politic acum, că altceva. Și el urlă, țipă, că nu... Și eu îi spun, Doamne iartă-l, când se întoarce cu spate, Doamne iartă că... Și se potolește. Să vă dau un subiect de ceartă cu soțul dumneavoastră de seară. UDMR-ul preia Ministerul Energiei. Ați văzut? O să fie scandal mare. Deci asta vreau să spun. Trebuie, noi trebuie să înțelegem că avem o forță extraordinară. Când Dumnezeu, când ne-a făcut femei, ne-a dat și sceptru. Da? Dar nu trebuie să-l folosim, să împungem, să dăm iubire și milostenie pentru ceilalți. Înțelepciune. Da, foarte, foarte frumos ați spus.